Pare rău că mă dau jos. Da? Nu aș mai ajuta. Cum a fost? Foarte frumos. Da? Foarte, foarte. De unde v-a venit ideea asta? Ideea asta, domnule, ideea asta o aveam de mult. Eu i-am dat 28 de vitilo domnul Sandu la abator, zic odată să mă duc cu avionul. Asta a fost dorința. Și m-am dus. Dar de ce să vă duc? Cum? De ce? Să văd de sos, că de jos văd tot. Câți ani aveți? Eu, 82. Mulți înainte. Mulțumesc. Și v-a plăcut? Au. Au. N-ați mai fost niciodată? N-am fost niciodată. Da, o frumusețe. O frumusețe. Eu aș mai numai de la ei, cu asta. Ce ați văzut de sus? Toate ogoarele, cum se spun, casele, se restrâng. Toate se restrâng, apar ca cuburi. Așa apar ca cuburi. Și ogoarele par mai mici, ele sunt mult mai late, așa, la ochi liber, pe jos. Foarte frumos. Dar ați cunoscut zona? Da, cum? Am văzut și casa, așa am ajuns. Casa dumneavoastră ați văzut? Da, numai dacă m-au văzut ei, pe mine. Bătrâna o cunosc de când eram copil mic. Este o femeie necăjită de acasă, a fost o femeie foarte muncitoare. Eu respect foarte mulți oameni care muncesc. Și pe tatăl meu și pe mama mea i-am dus exact în ziua când au plinit câte 80 de ani, am dus cu avionul, așa s-au bucurat de tare. Și bunica a venit într-o seară la mine, domnul Sandu, am și o rugăminte, ultima mea rugăminte. Și că tăi le-am făcut în viață, dacă cu avionul nu mi-am văzut bordeiul de sus, dacă vrei să mă duci. Am zis, bunica, pentru că ai venit până la mine, pentru asta te duc cu mare plăcere, să-i fac o bucurie. Da. De-aia știa că aveți avion? Da, toată ziua a zis că mă vede și în față de mână, o văd eu pe jos sau nu o văd? Zic, bunica, te văd în toată ziua și-ți fac și eu de mână, da? Cam departe, de sus, nu prea. Da. Cum s-a manifestat în timpul zborului? Vai, tot îmi spunea, dar mai tare nu merge avionul, mai tare nu merge. Nu mergeam, era frică? Mergeam cu 260, 270, la 280 viteza limită la avion. Dar la înălțimea care eram, îi părea că stăm pe loc. Și nu, a zis că singurul lucru îi pare rău că n-am zburat mai tare. Am venit, am coborât când aproape de pământ, ei, așa îmi place, da, cum merge, când am coborât mai de pământ, da. Ați mai avut pasageri octogenari? Da, octogenari l-am avut pe tata și pe mama, exact în ziua, când au, cadou de ziua lor, le-am făcut o plimbare cu avionul, s-au bucurat foarte mult, dar bunica este cea bătrână care e din sat de la noi, este cea mai în vârstă, are 82 de ani. Câte avioane sunt la ora actuală în aeroclub? Sunt vreo șapte aeronave, da. Am auzit că recent ați întreprins câteva acțiuni pentru copiii din zonă. Da, a fost din 1 iunie, n-a fost chiar pe 1, pe 2 iunie a fost, pentru copiii din Frătăuți. Am zburat 80 ceva de copii, am fost 4 avioane, au venit și de la Suceava câteva, ceilalți erau plecați în concediu, care sunt cu avioane de aici. Ne-au ajutat colegii de la Suceava. Da. Și s-au bucurat copiii. Ai, n-ați văzut ce bucurie pe copii, nici nu puteau vorbi de emoții. Unde? Erau din clasa 3-a până în clasa 8-a. Deci, nu le-a fost primi... frică la niciun... Nu, primii 5 la învățători au luat în ordinea mediilor, le-a făcut cadou școala. Nu le-a fost la niciunul frică. Foarte, foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Un vis împlinit. Aia vis. Ce vis? Nu se cheamă vis aici. Asta e ceva foarte important. Foarte, foarte. Și n-ați avut ocazia să mai mergeți niciodată? A, păi de unde, da. Țăran. Dar nu s-a altceva decât o simplă țărancă, dar cu o inimă de sportiv. Inimă de sportiv. Îmi părea că nu merg. Eu m-am așteptat să văd așa o viteză mai mare. Așa, și nu se simte de sus viteza așa mare. Nu se simte. Dar nu v-a fost frică? Frică? Da. Pii. Eu nu știu de frică. Nu. În toată viața, eu noaptea nu m-am temut. Eu frică de oameni n-am avut, dar a fost puternic. Am avut la vârsta de 17 ani, am avut 82 de chile. Și m-am coborât, maritatul, copiii, de două ori gemeni. Viața e foarte deosebită, așa față de... Na. Cum e viața? Dar e bună. E bună, nu? E foarte bună. Știi cum e țăranul care mi-a mărât așa? El trebuie să fie mărât, dar vesel.
Adică să-ți faci veselie, să-ți bucuri de ziua de azi și să petreci și să spui mulțumesc Doamne. Așa trebuie să petrec. Și trece un greu, un val și spui, stai eu dacă trec de ăsta. Și adică răbdare, răbdare, am foarte multă răbdare. Răbd, aud foarte bine și răbd, pii. Și chiar dacă mă rămășește. Și îl aud așa și îmi zice, uite, rău. Am văzut că atunci când a decolat avionul, v-ați făcut cruci. Ați avut emoții totuși? Nu. Nu. Asta e pornirea mea oriunde. Știi de ce am făcut cruci? Crucea fac, Doamne, ajută-mă. Eu trăiesc cu impresia, am un program cum au și călugării, foarte. Un program cum au și călugării și la nu-l calc în fiecare dimineață, întâi rugăciune și apoi restul. Și restul sunt mulțumită să mănânc o șapă și o bucată de pâine și eu sunt mulțumită. Ce-a însemnat pentru dumneavoastră zborul ăsta de astăzi? Bă, o amintire. O amintire, dar nu știu cum să o povestesc. Ca să o povestesc cuiva, nici nu știu cum să-i spun, mă. Du-te cu avionul ăsta și vezi frumusețea și am văzut eu. Scurt și cuvinte. Zic rău? Du-te ca să vezi așa e frumusețea și am văzut eu. Și asta-i. N-am cuvinte. Da, nu trebuie să mulțumesc, patru. Eu sunt bucuros că te-am putut duce și te-am făcut bucurie. Bă, așa. Ori de ce nu m-am făcut eu aviator.